Judecătorii Curții de Apel București au pronunțat astăzi decizia finală în cazul dosarului colectiv după 6 ani de procese. Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Totodată, prin decizia de joi, instanța îi interzice lui Piedone, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice altă funcție publică, de a ocupa o funcție care implică exercițiu autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. Cea mai mare pedeapsă, 11 ani și 8 luni, a primit unul dintre patronii clubului, Alin George Anastasescu. Ceilalți doi patroni au fost condamnați la 8 ani de închisoare, Paul Gancea, și 6 ani și 4 luni, Costin Mincu. Pirotehniștii Zaharia Viorel și Marian Moise vor avea de executat o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani și 10 luni. Cristianiță, director al firmei de artificii, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani. Pompierii ISU, Radu Antonina și Matei George Petrică vor avea de executat câte 8 ani și 8 luni de închisoare. Totodată, instanța a decis achitarea pentru Aurelia Iofciu, șefa Serviciului Autorizării Comerciale din primărie, Larisa Luminița Ganea, consilier superior, și Ramona Sandra Moțoc, referent superior.